Ora de risc, o emisiune oferită de Pireus Insurance Broker și portalul casco-ieftin.ro. Bună ziua, bine ați venit la Ora de Risc. Discutăm astăzi despre cea mai amplă campanie de educare în domeniul asigurărilor din România, campania națională numită Asigură-te. Și avem, iată, actorii acestei campanii aici în studioul RFI. Este vorba despre Asociația pentru Promovarea Asigurărilor, despre Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Inspectoratul General al Poliției Rutiere și Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România. O parte dintre dintre aceștia sunt chiar aici în studio și am să-i și prezint. Doamna Mariana Diaconescu, președinte directorat Asirom Vienna Insurance Group. Bună ziua, doamna Diaconescu, bine ați venit. Doamna Florina Vizintanu, președinte directorat BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group. Bună ziua, doamna Vizintanu, bine bună v-am ziua. Găsit din nou aici la RFI. Doamna Mona Cucu, director Direcția Asigurărilor Obligatorii din cadrul CSA, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Bună ziua, doamna Cucu. Bună ziua. Și domnul Alexandru Ciuncan, secretar general Asociația pentru Promovarea Asigurărilor. Bună ziua, Alexandru. Bine v-am găsit. Trebuia să spun de la început că acestea sunt entitățile care au făcut această campanie. Ea a avut loc cu sprijinul companiilor de asigurări, dar despre acest lucru și despre ce își dorește această campanie o să rog pe Alexandru Ciuncan să ne vorbească pentru început. Mulțumesc mult! Așa cum bine punctai la început, vorbim despre cea mai importantă campanie națională de informare și educare a publicului larg pe teme de asigurări. Este vorba, practic, de distribuirea peste 500.000 de broșuri informative, intitulate Ghidul Asiguratului, timp de 3 luni, începând de astăzi până pe 20 iunie. Afară de acest suport distribuit peste tot în țară, în intersecții, în centrele comerciale, în principalele instituții publice ale statului, vorbim de un suport online, www.asigură-t.org, care vine să completeze informațiile oferite publicului. Vorbim despre postere, despre distribuție alături de principalele cotidiene din țară, totul în vederea informării și educării publicului larg pe teme de asigurări. Da, și avem chiar aici în studio această mică broșură, mică pentru că este la îndemâna tuturor, eu o pot primi, o pot lua din diverse instituții publice, așa cum spunea Alexandru Ciuncan. Sumarul ei este în linii mari următorul, câteva cuvinte despre asigurarea facultativă casco, despre asigurarea casei, nu despre felul în care se fac asigurările de viață și are aici un îndemn, încheie o asigurare de viață și la final sfaturi utile. Foarte sintetic, foarte pe scurt, foarte bine scris aici, cu scheme foarte clare în această broșură. Vom discuta despre aceste lucruri. Până atunci însă am să o rog pe doamna Mariana Diaconescu să ne vorbească un pic despre industria de asigurări în general. Am avut anul trecut o situație mai, hai să spunem, care pare mai bună economic vorbind, să vedem dacă s-a racordat industria de asigurări la ceea ce la creșterea economică de anul trecut. În cursul anului anterior, industria de asigurări, din păcate, nu a resimțit o creștere decât pe segmentul asigurărilor de viață, o creștere relativ mică. Este bine cunoscut faptul că, în general, industria de asigurări resimte efectele unor crize economice și financiare mai târziu decât alte sectoare economice. Practic, ea este cea care încheie de regulă un ciclu de recesiune. În cursul anului acesta, deși prognozele inițiale privind starea economiei românești relevau o creștere sau măcar o stagnare, o creștere nesemnificativă până în 1%. Probabil că această creștere prognozată, sau să spunem, pentru anul acesta, mă refer la anul 2012, mă refer la nivelul întregii economii. Deci această, să spunem, stagnare a economiei sau o lipsă a descreșterii, probabil că ea va fi resimțită și de industria asigurărilor, care însă, în opinia mea,
nu va recupera chiar toată pierderea pe care a resimțit-o în cursul anului 2011 față de anii anteriori. Da, spun că am creonat așa situația macroeconomică. Am să rog însă pe doamna Florina Vizinteanu să ne vorbească un pic despre excepția care de data aceasta nu confirmă regula, spunem noi, asigurările de viață, o ușoară creștere în pofida tuturor vicisitudinilor economice, dacă putem spune așa. Da, anul 2011 s-a încadrat cam în aceiași parametri ca și anul 2010, pentru că și în 2010 asigurările de viață au marcat o creștere, o creștere care a fost și în 2010 și în 2011 peste creșterea, sau, mă rog, produsul intern brut. Și putem să ne așteptăm ca același lucru se va întâmpla și în 2012, dar nu suntem încă în măsură să spunem că suntem la nivelul anului 2008, pentru că în 2009 am marcat o scădere majoră. Deci asigurările de viață după acel an foarte prost, 2009, au venit pe creștere și este și firesc, pentru că în general în perioadele de vicisitudini și mai grele, omul începe să se gândească la protecția personală, începe să se gândească mai mult la modul în care să-și pună bani albi, mici, pentru zile negre. Cu toate acestea, avem mult de lucru. Este o piață în formare, o piață care încă este departe de ceea ce vedem în țările dezvoltate sau, mă rog, mediu dezvoltate din Europa. Cu toate că avem produse care sunt la nivelul oricărei țări dezvoltate din Europa. Și loc de dezvoltare este și va fi loc de creștere în continuare. Bun, să privim această situație cu optimism. Iată, loc de dezvoltare este, avem produse care sunt la nivel european, produse de asigurări, evident. Am să rog pe doamna Mona Cucu să ne vorbească un pic, să ieșim, de fapt, din această situație strict legată de cifre și de creșteri sau de descreșteri, să discutăm un pic despre nevoia de asigurare și despre nevoia de educare, de informare a consumatorului român. Am văzut că la această campanie s-a raliat și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Bineînțeles, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor consideră absolut necesară informarea potențialilor asigurați cu privire la ceea ce înseamnă asigurare, la ceea ce poate să, la riscurile pe care și le pot acoperi prin încheierea unei asigurări. Dar, bineînțeles că este important ca să cunoască și care sunt obligațiile legale privind încheierea asigurărilor, respectiv polițele pe care au obligația să le încheie în conformitate cu prevederile legii. Da, și plecând de la această sintagmă, am să rog pe Alexandru Ciuncan să ne facă o scurtă pledoarie, de altfel ea se află și în broșura numită Campania Națională Asigură-te. De ce să te asiguri? Aceasta este prima întrebare cu care se deschide această broșură de informare, nu? Voi începe prin a răspunde la întrebarea anterioară. Ne-am bucurat noi, Asociația pentru Promovarea Asigurărilor, până acum la aproape toate campaniile pe care le-am organizat, toate dintre ele campanii de informare, toate naționale, de sprijinul important, zic eu, atât al majorității companiilor de asigurări din România, cât mai ales al organismului de reglementare și supraveghere al pieței, respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Important însă pe toate aceste campanii, inclusiv pe campania națională Asigură-te la care ne referim astăzi, a fost și sprijinul oferit de Poliția Rutieră. Este important ca mesajul legat de asigurările auto în acest caz să fie transmis inclusiv de către reprezentanții acestei instituții, deci de către polițiști, de către cei care coordonează, dacă pot să zic așa, tot ce înseamnă trafic, de către cei care lucrează la birourile de soluționare a accidentelor ușoare. Important în acest moment, cum bine au punctat antevorbitorii, este că în acest moment de criză oamenii trebuie să încheie asigurări în continuare, pentru că altfel, de ce nu, putem spune, se expun unor riscuri din ce în ce mai mari. Gândiți-vă ce înseamnă să circul pe stradă, pe drumurile publice, fără a avea un RCA, o asigurare de răspundere civilă auto încheiată. Gândiți-vă ce înseamnă să nu ai o asigurare de locuință, chit că ai una facultativă, una obligatorie, ce înseamnă să nu ai o asigurare de viață până la urmă.
Deci important ar fi să te asiguri. Primul pas. Un al doilea pas ar fi să știi ce produs cumperi. Să începi să înțelegi și oamenii să înceapă să înțeleagă pe ce dau banii, ce riscuri sunt acoperite și ce obiective urmăresc până la urmă. Da, și pentru că vorbim despre produsele de asigurare, am să o rog pe doamna Mariana Diaconescu să ne spună cam care sunt, sigur, din punctul de vedere al profesionistului, polițele pe care un consumator, un cetățean, ar fi bine să le aibă în portofoliu, să le încheie. Sigur, vorbim acum, cum spuneam, la nivel, nu știu, teoretic, pentru că vom vedea în ce măsură bugetul, mai mult sau mai puțin mare, pe care l-au consumatorii, le permit să încheie și astfel de polițe. Desigur, nici în perioada de criză, nici în perioada de boom economic, nu putem spune că riscurile nu există, așa că în portofoliul sau fiecare cetățean în mod normal ar trebui să dețină polițele de asigurare obligatorii. Este vorba de polița de asigurare obligatorie pentru răspunderea auto și cea pentru asigurarea locuinței. Dar eu cred și noi asigurătorii ne bucurăm de astfel de campanii de promovare a asigurărilor, campanii naționale, deoarece le considerăm ca pe o pledoarie în favoarea asigurărilor facultative. Asigurările obligatorii ți asigură riscurile la un nivel minim, pe când asigurările facultative vin să completeze și să acopere riscuri mult mai diverse care se pot petrece în viața unui om, în viața unei familii. Nu în ultimă instanță, aș vrea să subliniez importanța asigurărilor de viață, dar pentru asta cred că colega mea este în măsură să răspundă la această întrebare, dar asigurările de viață sunt absolut necesare. Sunt importante, da? Am să rog pe doamna Vizinteanu să ne spună, nu știu, să ne dea așa un model, un portret robot al unui asigurat și de ce ar trebui să-și încheie o asigurare. Să spunem, nu, plecăm de la o familie care are, poate, nu, un copil. Cum ar trebui să procedeze? Dacă vorbim despre o persoană, sau, mă rog, să plecăm familie, de la o persoană da, care până acum nu are nicio asigurare de viață, recomandarea noastră este să înceapă cu o asigurare foarte simplă, o asigurare de protecție. O asigurare care să îl acopere și să îi dea posibilitate, dacă are un accident sau o boală, să își poate păstra un anume nivel financiar pe perioada în care se recuperează sau, mă rog, dacă vorbim de invaliditate sau dacă vorbim mai grav decât atât de deces, în aceste cazuri mult mai grave, mai delicate, familia sau el să beneficieze de anumite sume. Contează mai departe, vârsta? Scuzați-mă? Da, bineînțeles, contează vârsta, da? Pentru că discutăm aici de risc și discutăm despre calculele actuariale care în spate au tabele de mortalitate și morbiditate care sunt legate de vârstă. Aveți o vârstă optimă? Nu, cu cât din mai punctul repede, meu, cu atât mai bine, din nu? Punctul nostru așa de vedere, vârsta optimă este în funcție de produs, dar aș vrea aici să continui. Deci dacă suntem undeva în pragul acesta de vârstă 30-40, poate chiar mai de peste 40 este obligatoriu, de între 30 și 40 trebuie să începem să luăm atitudine. Trebuie să începem să fim proactivi în ceea ce privește asigurările de viață. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Dacă vorbim și de un copil, atunci este bine să se gândească la un plan de planuri financiare pentru copii. Acestea sunt diferite de la companie la companie, dar sunt importante pentru că dau posibilitatea ca în momentul în care copilul ajunge la o vârstă, undeva la majorat, să beneficieze de o sumă de bani și acea sumă să-i acopere, știu eu, diverse nevoi, ori studii sau, mă rog, dacă se căsătorește sau știu eu mai departe. Mai mult decât atât, dacă deja suntem în plaja 30-40 și suntem undeva 35-40, este bine să ne gândim chiar la pensie, o economisire în vederea pensionării. Sume mici, dar care în timp adunate ajung ca în momentul pensionării să ne asigure acea diferență care niciodată nu o să fie acoperită de pensia, pilonul 1, pilonul 2 și chiar și pilonul 3. Deci cumva sume care să vină să mă ajute în momentul pensionării să îmi păstrez venitul pe care l-am în perioada activă. Mai departe,
Avem planuri de economisire care merg pe durate de 10 ani, 15, 20 de ani, cu sume care la sfârșit, la maturitate, sunt sume pe care, cu care poți să îți faci diverse, știu, nevoi la vremea respectivă. Și acestea sunt foarte importante. Mai mult decât atât, vorbim de două tipuri de asigurări când vorbim de asigurări de viață. Cele tradiționale, care în general sunt sume garantate, nu cu creșteri foarte mari, dar care sunt foarte, foarte sigure în ceea ce privește garanția. În partea cealaltă vorbim de asigurări de tip investițional. Cei care sunt dornici de câștiguri mai mari, dar în același timp și de risc, se duc către zona de asigurări de tip investiție. Și aici, în funcție de modul în care abordezi o asemenea tip de asigurare, bineînțeles că și rezultatul este favorabil. Și trebuie să înțelegi că o asigurare de tip investiție, cu cât stai o perioadă mai lungă, deci contractul este în general 10, 15, 20, 25 de ani, cu atât acumulările sunt mai îndestulătoare. Da, ați trecut în revistă cam cea mai importantă parte, nu, a acestor tipuri de asigurări. Mai sunt cu siguranță și alte. Mai sunt și altele, produse, dar acestea ar fi esențiale în acest moment. Când am vorbit de protecție, în prima parte m-am referit la acele asigurări care au și parte componentă de asigurare de sănătate. Și trebuie să avem în vedere că această paletă destul de largă de vine să se potrivească nevoilor noastre la un anume moment al vieții. Și că, în general, este bine ca în momentul în care devenim client pe un produs de asigurare de viață să ne dezvoltăm și pe alte tipuri, pentru că, în mod sigur, vom avea nevoie. Da, așadar, iată o pledoarie pentru asigurări, chiar așa se numește campania națională Asigură-te. Aș vrea să o rog pe doamna Mona Cucu să completeze ceea ce adusese în discuție un pic mai devreme doamna Diaconescu, și anume polițe facultative, polițe obligatorii. Cum se complementează, cum pot deveni ele complementare și cum se pot fi folosite ele de către consumatori într-o zonă, să zicem, favorabilă consumatorului, evident. Care este raportul dintre astfel de polițe, doamna Cucu? În primul rând, aș dori să mă refer la asigurarea pentru vehicul. Este vorba de asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. Aceasta este o asigurare obligatorie prin lege și acoperă riscurile, acoperă daunele pe care le produci terților. În paralel, tot pentru vehicul se poate achiziționa asigurarea facultativă casco, care acoperă daunele produse propriului vehicul. Deși sunt pentru același bun, respectiv pentru vehicul, riscurile acoperite sunt diferite. Așa cum am menționat, o poliță este obligatorie și una este facultativă. Precizările sunt importante. Să mai fac în acest moment confuzii între cei care cumpără astfel de polițe? Din câte știți? Sau din studiile pe care le aveți? Desigur, sunt încă persoane care încă nu cunosc la acest moment care sunt riscurile care se acoperă prin asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. Și de asemenea, nu toată lumea cunoaște această obligație de a încheia asigurarea, pentru că aș preciza că această obligație este valabilă pentru toată lumea care deține un vehicul înmatriculat, respectiv înregistrat. Nu înseamnă că dacă deții un vehicul și nu circul cu el pe stradă, nu ai obligația de a-l asigura. Deci asigurarea este obligatorie pe toată perioada pe care vehiculul este înmatriculat, înregistrat. Bun, și mai avem o situație de acest gen pentru locuință, nu? Exact. Asigurarea pentru locuință este de asemenea obligatorie conform legii. Asigurarea încheiată obligatorie cuprinde cele trei riscuri prevăzute în lege, însă, conform legii, proprietarul de locuință are posibilitatea să opteze pentru o asigurare facultativă dacă dorește să includă în asigurare riscuri suplimentare față de cele prevăzute în lege. Bun, mulțumesc pentru precizări. Vă reamintesc, stimați ascultători, suntem la emisiunea Ora de Risc. Discutăm despre campania națională Asigură-te. Invitații emisiunii în studio se află doamna Mariana Diaconescu, președinte directorat Asirom Vienna Insurance Group, doamna Florina Vizinteanu, președinte directorat BCR Asigurări de Viață la Vienna Insurance Group, doamna Mona Cucu, director Direcția de Asigurări Obligatorii din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, și Alexandru Ciuncan, secretar general Asociația pentru Promovarea Asigurării.
asigurărilor. Vă rog, Alexandru Ciuncan, să discutăm un pic, să ne întoarcem la această campanie. Ați dat reperele la începutul discuției noastre, am zis că va ține până spre finalul lunii iunie, nu? Până pe 20 iunie, este o campanie care durează 3 luni, însă continuând discuția anterioară și spusele reprezentantului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, cred că tocmai aici este rolul nostru, al societății civile, al industriei de asigurări, al asociațiilor profesionale, de a explica poate oamenilor care, sigur că da, nu se pot prevala de necunoașterea legii, referindu-ne la asigurările obligatorii. Aici trebuie să explicăm oamenilor poate mai bine ce au de făcut, care sunt diferențele și avantajele, beneficiile aduse de către polițele de asigurare, pentru că ok, pe zona de asigurări obligatorii toată lumea știe, în momentul de față pentru persoanele fizice sunt obligatorii două tipuri de asigurări, răspundere civilă, auto și asigurările de locuință, însă sunt foarte multe detalii care au rămas cumva ușor șterse, ușor neclare și care trebuie dezbătute, lucru care nu s-a întâmplat până acum. Ceea ce am reușit alături de instituțiile cu care am colaborat și alături de companiile de asigurări și de brokeraj care ne-au sprijinit și cărora le mulțumim, este să creăm practic un ghid, un mini-ghid, dacă pot să spun așa, de management al riscului în termen tehnici pentru persoanele fizice. Practic să ai la îndemână o broșură care îți spune ce ar trebui tu să-ți asiguri, presupunând că vrei, dar ca să vrei, în primul rând trebuie să înțelegi despre ce este vorba. Da, și am să citesc și eu, am să citesc acest mini-ghid despre care vorbea Alexandru Ciuncan. Un sfat util de acolo spune așa: nu te grăbi să achiziționezi cea mai ieftină poliță de pe piață. Important nu este cât plătești, ci produsul pe care îl cumperi. Sigur că da, sunt sfaturi general valabile. Mm-hmm. Ele merg atât în, și se pot aplica atât în zona de asigurări de viață, cât și în ceea ce privește asigurările generale și cred că sunt până la urmă niște lucruri de bun simț. Și am mai zis-o în foarte multe emisiuni, în momentul în care cumperi un produs ieftin, nu te poți aștepta la minuni. Da, și vreau să o întreb și pe doamna Mariana Diaconescu, cum ar defini piața din acest punct de vedere? E o piață destul de diversă în ceea ce privește prețul poliței, prima plătită? Cum vedeți în acest moment piața? Sigur, răspunsul la întrebarea dumneavoastră ar necesita foarte, foarte mult timp, pentru că produse de asigurare sunt foarte multe, plecând de la cele obligatorii până la cele facultative. Din păcate, în anul 2011 am constatat, în ceea ce privește asigurările generale, faptul că această piață este încă dominată de asigurările obligatorii, unde în piața asigurărilor obligatorii constatăm o competiție destul de puternică între companiile de asigurări. Prețurile sunt între cele mai diverse. Dar se spunea la un moment că este chiar un dumping de preț. Din păcate s-au mai întâmplat și astfel de situații. În orice caz, în aceste perioadă, eu aș spune în ultimile luni, observăm din partea companiilor de asigurări o mai mare conștientizare a faptului că trebuie să aibă suficiente resurse pentru a acoperi riscurile pe care le asigură. În orice caz, astfel de campanii, din punctul meu de vedere, sunt absolut necesare și foarte utile, pentru că, după cum bine știm, contractul de asigurare este un contract complex, pornind de la asigurările obligatorii și mergând până la cele facultative. De aceea, consumatorul de astfel de servicii, publicul nostru, clienții noștri, trebuie să fie informați și să cunoască cel puțin noțiunile elementare referitoare la un astfel de contract, pentru ca să poată să știe la ce se așteaptă în situația în care riscul asigurat se și produce. Cu cât publicul este mai informat, cu atât el va solicita servicii de calitate mai mare și în aceste condiții și noi asiguratorii vom avea de câștigat atât în experiență cât și în penetrarea pieței.
Da, și atunci o să mă îndrept cu întrebarea către doamna Florina Vizinteanu, pentru că avem un alt sfat util despre care vorbea chiar doamna Diaconescu, și anume, înainte de a semna o poliță de asigurare, citește cu atenție textul contractului. În cazul în care nu se înțeleg anumite clauze, e bine să solicitați informații. Se întâmplă destul de des, nu, la asigurările de viață, doamna Vizinteanu, să fie nevoie de informații suplimentare, nu? Asigurarea de viață este încheiată în mod tradițional de către consilierul de asigurări de viață. Și prima întâlnire pe care potențialul client o are cu compania, o are cu produsul, de fapt este întâlnirea cu acest consilier de asigurări de viață, care este bine pregătit. Deci, piața de asigurări de viață s-a dezvoltat destul de bine în această direcție de profesionalizare a forțelor de vânzare. Acesta fiind în măsură să nu numai să îi dea răspuns la toate întrebările pe care potențialul client le are, dar mai mult decât atât să-l conseze în materie de produs, se folosesc acele formulare de nevoi și pe baza acelora se ajunge la tipul de produs de care clientul are nevoie. Și de aici mai departe, bineînțeles că urmează acea discuție legată de produsul în sine. E o discuție între cel care vinde agentul de vânzare și beneficiarul. Și potențialul client. Și de obicei o asigurare de viață nu se încheie după prima întâlnire sau la prima întâlnire. De obicei sunt mai multe întâlniri în care se pun o serie de întrebări, clientul se mai gândește, se întoarce și deci polița de asigurare de viață nu este genul de produs de supermarket pe care să-l închei rapid, pe loc, poate numai o asigurare simplă de deces, dar când vorbim de asigurări de tip economisire, când vorbim de planuri financiare pentru copii sau pentru pensie, nici într-un caz nu se încheie așa rapid. Înțeleg că o asigurare de viață este ca un fel de poveste de dragoste până la urmă. După aceea este ca o căsătorie, pentru că de obicei o asigurare de viață ne gândim de un contract pe termen lung, mediu și lung. Deci discutăm de 10 ani minim. Mulțumesc. Să încheiem cu încă un sfat util, și anume pentru sesizări și eventuale reclamații, dacă aveți așa ceva, dacă e cazul, puteți să luați legătura cu compania de asigurare la care ați încheiat polița, sau dacă nu sunteți mulțumit de acel răspuns, puteți să mergeți către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Site-ul este www.csa-isc.ro. Aici se încheie timpul nostru. Doar o scurtă concluzie, Alexandru Ciuncan, vis-a-vis de această campanie. Veți atinge aceste obiectivele pe care vi le propuneți, nu? Până la urmă nu există niciun fel de altă cale, nu? Dacă ne-am propus ceva, nu, sigur vom ajunge acolo. Okay, cred că împreună suntem. Succes, exact, și până la urmă este spre binele publicului. Ați ascultat astăzi Ora de Risc, am discutat despre campania națională Asigură-te, invitații emisiunii au fost doamna Mariana Diaconescu, președinte directorat Asirom Vienna Insurance Group, doamna Florina Vizinteanu, președinte directorat BCR Asigurări de Viață la Vienna Insurance Group, și doamna Mona Cucu, director Direcția de Asigurări Obligatorii în cadrul CSA, sigur, și Alexandru Ciuncan, secretar general Asociația pentru Promovarea Asigurărilor. Sunt Constantin Rudnitschi, vă spun ca de obicei, rămâneți pe RFI România, urmează știrile orei 2. Emisiunea v-a fost oferită de Piraeus Insurance Broker și portalul casco-ieftin.ro.